Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, joi, 27 septembrie 2018. Zi frumoasă cu temperatură real feel, adică exact cât resimțim în municipiul reședință de județ, decât 2 grade Celsius. Cam friguț așadar, cel puțin pentru perioada normală a anului. Eu zic că până la urmă o să biruim și o să trecem, mai ales că discutăm de o perioadă în care am avut de asta, cum se cheamă, un aer polar rece care ne-a năpădit. Astăzi cel puțin se anunță o maximă de 16 grade Celsius și ieri era anunțat mai puțin, dar până la urmă a fost mai multicel așa cât a apărut soarele. Mâine discutăm chiar de o maximă de 22 de grade Celsius, 10 grade noaptea. Partea proastă e că de sâmbătă încolo, uite așa, se aliniază la un 5-7 grade noaptea, 12-16 grade ziua. Nu știu cât de normalul perioadei este, dar cert e că parcă e cam frig, sau mi se pare mie, cam frig vis-a-vis de normalul perioadei, normalul termic, că nici nu mai știam ce e normal. Vorbeam cu cineva, eu spuneam că în ziua de astăzi încă un pic și va deveni obligatoriu să premiem normalitatea. Cu greu am reușit să conving mai multe persoane, că până la urmă cred că o să trebuiască să punem așa normalitatea pe podium, doar om dori cu toți să fim campioni, să intrăm într-un normal, din toate punctele de vedere, adică să discutăm despre problemele într-adevăr importante, să facem exact lucrurile care trebuie, pentru că altfel, nu știu, drăznesc să cred că numai într-o direcție bună nu mergem. Noroc că aproape toți sunt derivă, da? Să nu ne bucurăm de rău altuia, că nu-i frumos. În această dimineață alături de noi, însă puțin tel mai îndată își va face simțită prezența și doctorul Florentin Haidamac. Vom povesti atunci câte în lună și în stele și vom lua în răspăr mai multe din titlurile din presa locală, din știrile zilei, ca să spunem așa. Dar facem și o scurtă radiografie a presei locale, pentru că, cel puțin în această dimineață, avem la dispoziție monitorul de Suceava și Crainou, două din cotidianele grele și cu bani mulți în presa suceveană. Îl mai și continuator al Zurnoiului, fiind Crainou, haideți să începem astăzi cu el. Deschiderea ediției este asigurată de articol din care aflăm că prefectul Mirela Domnică anunță că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor la ruta ocolitoare a Sucevei. Execuția lucrărilor urmează să dureze 9 luni. Exact cât o naștere, cât o sarcină, cât vreți dumneavoastră. Pe 9 luni. Așa, da. Da, spre exemplu, la o sarcină, la o chestie genul ăsta, contează momentul ăla inițierii, nu? Iar mai apoi, cum mai spune și medicul, când te programează la naștere normală sau cezariană, nu? Acum, cum se dice? A fost emis ordinul, termenul de execuție este 9 luni, dar nimeni, absolut nimeni, nici chiar doamna prefect, unul din prefecții foarte bune ai Sucevei, îndrăznesc eu să spun, nici domnia sa nu spune exact când se va termina. Că dacă ordinul e la 1 octombrie, ai așa, toată 9 octombrie, noiembrie, ianuarie. M-am păcălit. Deci, octombrie, noiembrie, decembrie. Sunt 3 luni. Și ar mai fi încă 6, da? Deci, un iunie, în iunie ar trebui să fie centura funcțională. Dacă toate lucrurile ar funcționa corect pe planeta asta, s-ar spune așa, pe data de 30 iunie, cel târziu pe 30 iunie,
ar trebui să ne putem cocoța pe toată șoseaua în centură. Asta dacă am fi într-o... Pentru că în momentul în care cineva stabilește că lucrarea respectivă durează 9 luni, bănuiesc eu că în aceste 9 luni sunt trecute și zilele de pauză, sărbătorile legale, zilele în care plouă. Bun, dacă exclusiv plouă 9 luni de zile și nu poți să faci absolut nimic, cred că e evident pentru orice om, dar după 9 luni de zile de ploaie într-una, nu vă supărați, dar e al doilea potop, da? Nu ne-am mai bucurat noi de șosea de centură, am fi bucuroși dacă am fi pe vârful, pe Petrele Doamnei, da? Dar, în principiu, 9 luni de zile, undeva așa, ar trebui să fie gata, da? Să fie rezolvat. Dar nu! Că întotdeauna se mai găsesc niște virgulițe, niște chestioare. Eu sper să nu se agațe de tot felul de chestiuni constructorii care au câștigat această licitație pentru a finaliza varianta de ocolire Suceava de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Domnule, ce... ăștia s-au schimbat numele de 100.000 de ori. Acum, cum se cheamă? CNAIR. Da? CNAIR. Erau CNADR, CDAN, DNR, tot felul de nume. Cred că la câte lumânări au pus unii oameni, ăștia schimbă numele ca să nu se mai agațe de ei. Șefii nu știu dacă s-au schimbat. Aia de pe la București. Habar n-am. Dar o să vină și ziua aia în care o să aflăm noi de ce și cum atâta miștocăreală la capitolul ăsta. Pentru că altfel nu putem cataloga tergiversarea. Vă aduc aminte că sunt cam 12 ani de când discutăm de această chestiune. Sau 12 ani. Da, 12 ani. Că, mi-aduc aminte, povesteam la momentul respectiv și chestiunea se repetă oarecum. Atâta doar că ori eu m-am blazat, ori eu m-am resemnat, ori, nu, ori poate gândesc eu un pic altfel. Dar dacă țineți minte, la momentul respectiv se discuta de ruta ocolitoare a Sucevei, că va fi făcută cu o bandă pe sens. La momentul respectiv, vă spun sincer, că am sărit în sus și am zis, Doamne, în toată lumea se dezvoltă lucrurile, cresc, e cu totul și cu totul altă poveste. De ce am face noi ruta ocolitoare doar cu câte o bandă pe sens? Pentru că, în bună măsură, ruta ocolitoare este folosită de transportul greu pentru a nu intra în oraș, pentru a ajunge mai repede în alte zone și așa mai departe. Transportul greu egal mașini care se mișcă cu o viteză, astea de gabarit, merg un pic mai încet, nu? Că e și normal, când transporti ditai greutățile, nu poți să fii... Da? Legislația, legiuitorul te obligă să mergi puțin mai încet. Drept pentru care tu îngrămădești pe șoseaua de centură, cu alte cuvinte, și transportul greu, și transportul, să zicem, turiștii care vin, da? Că ne tot lăudăm și ne dorim să avem mulți turiști în zonă. Dar la un moment dat, după ce au vizitat Suceava, s-au suit pe șoseaua de centură și au de ajuns în altă parte, da? De pe șoseaua de centură vrea să ajungă la aeroport, la Salcea. Păi n-ai cum. Nu? Trebuie să mergi prin oraș blocaj, pierzi avionul. Bun. Nu-i bun. Te sui, vrei să mergi pe șoseaua de centură. Aici există șoseaua de centură. E cuprins și aeroportul pe ea. Toate lucrurile sunt excepționale. Cum faci? Te-ai sui pe șoseaua de centură, vrei să ajungi, dar nu poți pentru că e un camion în fața ta, unul de la mare, greu, care răsuflă din toate încheieturile, ultimele sale, înainte de a-și da duhul. Și tu mergi în spatele lui. La un moment dat își dă duhul. Ba chiar se produce și un mic ambuteaj. Ce faci? Pierzi avionul. Drept pentru care, la momentul respectiv, am zis, domne, ruta ocolitoare cu o bandă pe un sens nu e bine. Nu e în regulă. Cineva
nu dau nume, coleg de breaslă, zice, bă, lasă-mă să o facă măcar pe asta, adică mare dreptate a avut. Că încă n-au terminat-o. 12 ani de zile. Piramidele, nu știu dacă se construiesc în atâția ani. Piramidele, cred că egiptenii le-au construit un pic mai repede. Chiar e de studiat. Podul de la lui Apolodor din Damasc l-au construit mai repede. Da? Și dacă vă uitați acolo, cam cum are, l-au și tot ei l-au și dărâmat. Adică, atenție, nu s-a dărâmat că a venit apa și l-a... Nu. Tot ei l-au dărâmat. Romanii. Noi un pic de 9 luni. 9 luni, dar să vedem dacă așa o fi. Cert este că demersurile, faptul că s-a pornit, că este o sumă importantă pusă pentru această șosea de centură, 61.265.774 de lei, 0,05, deci 0,05, a fost câștigat de o asociere de firme, iar prefectul Mirela Domnicăi anunță că, și cunoscând-o, o spun că se poate clar, cu bucurie cred că a anunțat că aceste lucrări vor începe, pentru că, uite, 11 ani, lucrările au început acum 11 ani, ca odată să se termine și să luăm din presiunea pe care o are Suceava, pentru că, în calitate de prefect, multe din problemele acestea stau pe capul acestei instituții. Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Deci, la permise, la matriculări, la... Cam toate sunt pe cap și, dacă țineți minte, examenele pe școli auto. Adică sunt foarte, foarte multe chestiuni care sunt legate așa, printr-un cordon umbilical una de alta. Și numai nu reușești să le rezolvi. Revenind sau sărind așa de la una la alta, dar rămânând cam tot pe zona asta, ne mutăm un pic cu atenția către... Unde am mai văzut mai știrea aia? Așa. Monitorul de Suceava, ediția de astăzi, noul pod peste râul Suceava va avea doar câte o bandă pe sens, dar cu posibilitate de extindere. Adevărul este că Dana Umorea nu surprinde aici o chestiune foarte importantă. Cum să extinzi un pod? Deci dacă vrei să-l lățești, nu știu dacă merge cu terenul extindere. Mai nu știu, eu am văzut, am mai spus chestiunea asta cu altă ocazie, în Scopie au început ăștia să construiască poduri peste gârla aia care curge prin centrul orașului. Dacă nu greșesc, Vardar se cheamă râul de acolo. Chestiunea aia simplă. Au început să-și pună personalitățile și au făcut așa. Bine, prima oară și l-au pus pe cel mai mare al lor, da? Pe Alexandru Macedon. A făcut o piață mare. Și a făcut cea mai mare statuie pe care am văzut-o eu vreodată. N-am fost în Rusia să văd cum arată statuile, dar asta este cea mai mare pe care am văzut-o eu. N-am ajuns să o văd pe aia Libertății. Ziceam așa, statuia asta mare într-o piațetă, orientată cu fața către o altă clădire dedicată altor personalități. Dar peste pârâul ăsta, peste gârla asta, i-au făcut niște poduri de-astea pietonale. Câte poduri au trebuit să facem? Păi câte trebuie. Și au început să-și pună personalitățile. La un moment dat au umplut un pod, că au început de la înaintea noastre. Au făcut un pod, l-au făcut pe al doilea, l-au făcut al treilea, l-au făcut al patrulea. Nu știu, cred că pe la 5 sau 6, dar nu s-a oprit. Adică au făcut, s-a oprit, mai au încă unul făcut. Așteaptă doamna să umple cu personalități. O modalitate de a-și pune în valoare istoria, că o pui doar pentru tine, nu? Mai vin și alții și mai văd. Și își dau seama cam despre ce e vorba.
Cert e că imaginea pe care ți-o lasă Skopje e a unui oraș cu o puternică încărcătură, o zonă binecuvântată, care dă mulți oameni de valoare. Dar, repet, asta e din ciclu, băi, mai trebuie un pod, mai facem unul. Mă uitam că podul peste pasarela, mai precis, de la Ițcani, dar și podul de la Ițcani, e cu o singură bandă pe sens. Bun, dacă reușești să lărgești de colo-colo, până la urmă rezolvi cât de cât chestiunile și vorba aia, mai facem unul. Oricum, indicatorii tehnico-economici cred că îl pun într-o dificultate mare primarul Sucevei. În momentul în care a fost anunțat, s-a făcut studiu de fezabilitate la acestui pod. Au mers, au măsurat oamenii, au venit, pac, pac, frumos, proiectare, deviz, cam cât ar fi, hopa, și-au generat o mare problemă. Podul peste râul Sucevei, în zona respectivă, adică 104 metri lungime și 11 metri 20 lățime, egal 1 milion, 1 milion și un pic de euro. Doamne, dacă era mai mult, povestea, mai vedea, mai... Păi da, așa la 1 milion de euro, cam trebuie să-l face. Gândiți-vă că primăria Suceava a pierdut dintr-un foc 7 milioane de euro în momentul în care au mutat taxele și accizele alea. Știți povestea aia de anul trecut cu noua fiscalitate. Deci, 1 milion de euro în pod? Păi hai să-l facem, adică rezolvă... Băi, mai mult ca sigur că rezolvă. Și oricum e de bine să mai ai încă un pod peste apa Sucevei. Haideți să o spunem pe aia serioasă. Nu știu, cred că nu doar eu am văzut că podul de la Burdujeni, asfaltul arată deplorabil, trecerile alea unde sunt, ci că rosturi de dilatare. Serios? Alea se numesc tranșee de dilatare. Sau mâine, poi mâine, o să fie șanțuri anticar dilatare. Adică podul ăla arată deplorabil. Nu-l vede nimeni. În fine, cum spuneți voi, deci încă un pod peste apa Sucevei, nu așa, foarte necesar, foarte necesar. Posibilitatea asta de extindere nu prea văd eu cum, adică doar să-l facă, să funcționeze, să fie să înceapă să-și facă simțită prezența și mai ales să arate cât este de util și mai apoi putem să discutăm. Eu repet, nu cred că ne putem lăuda că avem extraordinar de mulți bani, dar cel puțin acolo un pod, eu sunt convins că rău n-are cum să ne facă, da? Iar dacă e pe o bandă, la asta să știți că n-am nimica de obiectat. Da, mai știi, poate că mâine, păi mâine ajungem, domne, hai să-l facem cu două benzi. Adică, exact pe dandoasele. Nu, n-are sens să mă cer cu absolut nimeni. Oricum, din articol am reținut cât se poate, e clar. Există o posibilitate de extindere, nu prea văd eu personal cum, dar... ca idee, 1 milion, 1 milion și jumătate de euro este costul estimat pentru, dar e 1 milion și nu știu dacă e fix jumătate, s-ar putea să fie, vezi, și în urma licitație poate mai scade un pic, că asta e una din discuțiile pe care le-am auzit foarte des, că pe bază de licitație mai scade un pic, dar după aia ajungi că primești altceva decât ceea ce ți-ai dorit, dacă e să discutăm de o construcție. Șoseaua de centura Sucevei, rămânem tot pe domeniul ăsta, năpădită de gunoaie aruncate din mașini. Oameni buni, ca orice lucru părăsit, e normal să se întâmple așa. Ca orice lucru care nu e făcut până la capăt, e normal să se întâmple așa. Ca orice lucru care... nu e stabilit, consfințit prin lege, nu e dus până la capăt la modul cel mai serios, se întâmplă așa. Adică noi ne mirăm
că în Suceava fiecare parchează pe unde vrea el. Da? Că se blochează 15-20 de mașini, că îi sui pe trotuar. Dar nu-i normal să se întâmple așa dacă tu nu-l amendezi? O spun și o repet. Nu e normal să se întâmple așa dacă tu nu îți arăți, nu-ți faci simțită prezența cu cu un pic de cu exerciție pe aici, pe acolo. Nu zice nimeni să tăiem capete de amă, să confiscăm mașini. Dar ia mută tu că acuși, acuși s-ar putea să funcționeze din nou legea aia. Dar dacă n-ai voie să-i ridici mașina, dar măcar poți să-i pui popritoare de alea la roți de nu se poate. Dar înainte, știi ce frică aveau unii când mergeau pe afară și cum de altfel trebuie să ai o frică. Dom'le, te duci, ai parcat, te uiți, întrebi de două, trei, de două, trei ori dacă poți parca acolo, dacă îți dă voie cineva. Da? Publicități? Da, imediat. Da, uite că ne întoarcem la chestia asta imediat cu mizeria de pe șoseaua de centura Sucevei. Mizerie. Nu știu dacă discutăm aici. Ia stai să vedem. De pe porțiunea deschisă. E porțiunea deschisă a circulației. Ce mai vreți? Dacă era pe aialaltă, mai ziceam așa, că mai purta vântul, că au mai găsit oamenii o utilitate și pentru așa ceva, dar în cazul de față... și încă una, și-a abandonat bolidul după ce a distrus 150 de metri de parapet pe șoseaua de centura Sucevei. Despre amândouă cazurile vorbim după publicitate, bineînțeles, și cu invitatul nostru de astăzi.